Nu știu dacă suntem noi prea fițoase, toată lumea o știe. Pui la rotisor. Găsim și noi iarbă normală, sufrutată. Iar de aici se vede până și... Iată, ne-am trezit și noi, am dormit 8 ore, cred că, sau aproape 8 ore, aseară. Am mai făcut asta de o săptămână, două, cred că, ceva de genul. Și pentru că ne-am trezit, am zis să mergem la micul dejun. Pentru că era doar până la ora 9, iar acum este 9, fără ceva, noi ne-am dus pe la 8:30. Și știam ceva din comentarii, adică erau comentarii negative la micul dejun și când am ajuns aici ni s-a zis că este un grab and go bag, adică efectiv îți pune micul dejun într-o pungă și pleci. Și am zis, ok, nu-i problemă, că oricum mâncăm în cameră pe rapid și după ne vedem de ale noastre. O să întorc camera să vă arăt. Deci, acesta este micul nostru dejun la hotel de 600 de dolari pe două nopți. Da. Mi se pare o glumă micul ăsta dejun, dar ca idee, vedeți aici o sticlă de apă care, într-adevăr, asta o să fie foarte folositoare. Biscuiți Belvita, care, da, într-adevăr, biscuiții Belvita sunt foarte buni, dar eu nu o să-i pot mânca pentru că sunt cu scorțișoară și eu nu mănânc scorțișoară. Iar acesta se presupune să fie, nu știu, produsul principal, masa principală sau nu știu ce să zic. Însă este un burrito congelat, e foarte rece, care trebuie încălzit la microunde și cred că de asta avem și microunde în cameră. Dar este ceva cu brânză, cu ouă, cu încârnat ceva, dar are și curcan. Și eu nu mănânc carne din aceea, de la se joacă la lumină. Și da, asta ar fi fost mâncarea, inclusă în preț. Mm-hmm. Da, vă recomand să nu luați. Ca să are cu mic dejun inclus, mergeți la un restaurant. Asta o să facem probabil și noi, să mâncăm ceva ca lumea. Da, aveam eu niște cookies din acestea cu M&M's pe care o să le desfac. Și acesta va fi, nu știu, micul meu dejun sau gustarea mea până ieșim în oraș. Astea sunt super mega bune, așa că, da. Ne-am pregătit și acum plecăm, ne-am aranjat așa puțin tel, ca să putem face și niște poze astăzi și îmi dau seama că nu mai vedeți. Nu știu dacă se aude pe fundal, însă pe aici efectiv merg mașini și strigă pe stradă cu diverse, fix cum e la noi în România când te duci la sat și auzi oameni care strigă cu fiare vechi, cu pepeni, fix așa cum am auzit aici. Dar da, și ținând cont de micul dejun pe care l-am avut azi dimineață, ne-am pregătit și acum mergem undeva să luăm micul dejun și să sperăm că găsim ceva super aproape. Am găsit ceva pe telefon, dar să mergem și să vedem dacă chiar putem mânca, să nu fie doar drive. Auziți? Despre asta vorbeam. Da, ok, o să vă arătăm și ce mâncăm și obiectivele pe care le avem astăzi. Aparent chiar lângă cazare avem ca un fel de mall ceva și cred că o să mergem aici la Wendy's. Da, am renunțat la idee. Nu știu dacă suntem noi prea fițoase sau pur și simplu de ieri de când am ajuns ne-a dezamăgit leiul. Pentru că efectiv zici că efectiv ce găsim sau efectiv ce vrem să facem nu-i de noi sau nu e, nu știu, și ne-am făcut research de dinainte, adică știam unde vrem să mergem și chestii, dar când vine vorba de restaurante, mâncare și ce e pe stradă, ce vezi așa la prima impresie, așa că am plecat în căutarea altui local să mâncăm. Adică am găsit ceva la Waba Grill, au aici niște boluri interesante, aici am pui pe grill cu orez și o salată de crudități, sosuri, băutură. Hai că avem mâncare. Gata, acum că am mâncat ceva, pornim să explorăm. Palmier peste tot, putem lua și un bagaj? Să-l aducem în România? Inițial am zis că o să luăm un Uber de la hotel până acolo, la Hollywood Sign, cât de mult putem să mergem cu mașina. Însă aparent am luat tot pe jos și cred că mergem de vreo jumătate de oră, 20 de minute. Dar e drăguț, pentru că, uite, descoperim așa străduțe foarte drăguțe, case, palmieri, fix spiritul de aici. Cu bune și cu rele, bineînțeles. Nu cred că v-am arătat cu ce sunt îmbrăcată, cred că ați văzut doar în partea de sus, dar să știți că am o rochiță neagră. Foarte drăguță și fetele sunt în rochiță. Ne bucurăm că am prins vreme faină, pentru că azi dimineața când ne-am trezit era atât de norat și frig afară. Și într-o oră, două maxim, s-a făcut atât de cald. Foarte cald. Sunt doar 26 de grade, dar se simt ca la 35. Și mai ales că am urcat un deal. Sufrutată.
Haideți să vă arăt cum arată o școală la ei, da? E clădire veche, dar arată foarte fain. Ok, am mers cât am mers, ne-am plimbat, dar ne-am încălzit foarte tare, ne-am și obosit și plus de asta aveam foarte mult până la Hollywood Sign, așa că am chemat un Uber. Tocmai ne-a lăsat și la un moment dat s-o opresc mașinile după trebuie să urci pe jos, însă suntem chiar sub semn, deocamdată nu pot să vi-l arăt pentru că este o casă ceva aici, însă suntem la el. Ajungem acușica. Ia uite-l, chiar după deal aici. Însă mai avem de urcat pe aici. Mergem pe toată poteca făcută special. Hai că e interesantă și poteca asta. Se vede foarte frumos și de aici semnul. Am venit pe niște poteci. Încercăm să găsim așa un unghi drăguț pentru poze. Dar da, sunt foarte multe case pe aici, să știți. Am ajuns sus, însă înainte să vă mai arăt încă o dată semnul, vreau să vă arăt orașul. Acolo în depărtare este Los Angeles. Acolo și undeva de aici, la Hollywood. Dar da, se vede complet orașul. Am ajuns pe platou. Este un platou aici, unde toată lumea se oprește să facă poze. Se vede și semnul. O să încercăm să noi să facem niște poze. În partea aceea, exceptând containerele, se mai vede orașul. Deci, da, hai să vedem ce facem pe aici. Gata, am plecat de la semn, ne-am pozat, l-am văzut, e frumos, priveliștea e destul de frumoasă, dar din cauza căldurii nu se vede cine știe ce. Însă nu e wow, adică vă spun asta sincer, pentru că e frumos, după cum am zis, se merită să veniți, dar nu ai ce face, adică doar îți faci o poză, stai acolo, tu uiți un pic la oraș, un pic la semn, dar mai mult de 10 minute chiar n-ai ce face, din păcate. Ne îndreptăm spre Griffin Observatory, acolo, din câte am înțeles, zona aceasta e mai frumoasă, așa că hai să vedem. Ce pom roz! Am ajuns la acel observatorii, dar înainte să intră vreau să vă arăt priveliștea de pe o parte. Aici este observatorul, dacă ar fi să traduc în română, și în partea aceasta se cam vede așa. Deci cât vedeți cu ochii, este doar Los Angeles, aici e zona mai mult de case, ce se vede și în partea cealaltă e orașul. Iar de aici se vede până și semnul. Unde a fost mai înainte? Partea cu semnul e cam pustie, aici nu prea sunt case decât pe stradă, se văd așa câteva și în rest doar drum. Pe unde am venit și noi cu mașina, practic. Iar acolo în depărtare, cât vedeți, este zona de oraș cu clădiri. Trebuie să vă arăt această minune. Găsim și noi iarbă normală, nu gazon artificial. Deci aici chiar este iarbă. Un alt fel de ceas. Sper că m-auziți, pentru că, hei, înăuntru trebuie să purtăm măști. Este gratuit, doar că trebuie să faci dovada cu vaccinul, că este vaccinul complet. Iar acum vizităm pe aici și vedem ce este înăuntru și să știți că sunt foarte interesante chestiile. Aici este o cameră foarte întunecată, doar cu un ecran, o masă și e printată pe tip un viu din LA. Nu cont la cât de mult îmi plac mie stelele, universul și chestiile astea celeste. Asta arată foarte bine. Și acesta este un lucru foarte interesant în cazul în care vreți să citiți. Trebuie să puneți pe pauză. Trebuia să iau unul din ăsta, lui Andrei, ca să mă vadă de acasă. Sau să-l văd eu pe el. Este și o machetă drăguță aici, cum se vede observatorul de afară, teoretic. E primul satelit american. Tocmai am ieșit afară, pentru că au aici ca un fel de balcon uriaș. Și chiar se vede frumos. De aici se vede orașul mult mai bine, dar tot în depărtare se vede, pentru că e foarte departe. Interesantă e și chestia asta, știu că pe cameră se vede cu niște lungi, dar înțelegeți ideea principală. Ce fain! Uite aici și toate fazele lunii. Pentru cei pasionați de chimie, am aici tabel periodic și au mostre pentru fiecare chestie din tabelul periodic. Și e foarte tare, foarte interesant. Iar aici mai au chestiile astea, în care nu știu dacă apăsați, vi se aprind doar exact chestiile pe care le-ați făcut. Nu știu, uite. Mai am aici humans. Și se aprind doar unele foarte interesante. Au aici ca un fel de mini, nu știu, local, ceva de unde puteți să vă cumpărați diferite chestii, așa că mi-am luat granola cu iaurt și fructe de pădure. Ce mâncam eu acasă, chiar mi-era dor și fetele și-au luat câte ceva. Și acum stăm cu priveliștea aceasta.
Mai stăm puțin, luăm o pauză, stăm la umbră, mâncăm astea ce ni le-am luat și după o să ne îndreptăm spre oraș. Am terminat la Griffith Observatory și acum stăm pe bancă, ne așteptăm Uber-ul și stau așa pentru că e singura variantă în care să mă puteți vedea și pe mine, e soarele foarte puternic. Și voiam doar să fac o mențiune, noi înainte de Griffith am fost la Hollywood Sign, dar când am ajuns aici am văzut că este disponibil un autobuz, se numește Dash. Și cumva are ca un fel de, nu neapărat tur, dar are mai multe stații în Griffith Park și inclusiv Hollywood Sign și alte obiective. Dacă știam și noi, probabil veneam mai de dimineață la Griffith Observatory și după le luam și pe celelalte la rând. Însă cum n-am știut, noi am fost cu Uber-ul, deci asta de menționat în cazul în care veniți în Hollywood și veniți pe aici, să știți că aveți și posibilitatea asta. Și este aici un loc la Griffith Observatory. Este un loc de unde se ia taxiul, Uber-ul, autobuzul, deci e imposibil să-l ratați și plus de asta este mult mai ieftin, este 50 de cenți o singură tură, sau cum să zic, nu vine acum cuvântul potrivit, un traseu, un drum, să zic așa. Și dacă mergeți la toate, oricum ieșiți mult mai ieftin față de Uber-ul. Iar noi acum trebuie să mergem, că ne-a ajuns mașina. Și am venit din nou pe Walk of Fame. Aseară era întuneric. Acum vă pot arăta stelele. N-am găsit pe nimeni care să îmi pară super cunoscut sau preferat. Însă se întinde pe tot bulevardul, așa că o să mergem și în partea cealaltă. Poate, poate. Am găsit și plăcile cu palme ale unor oameni care nu-i cunosc, din păcate. Ok, hai că am găsit o stea interesantă, pentru că toată lumea o știe și noi, și mie îmi place de ea. Am venit acasă pentru că efectiv nu mai puteam de cald și am zis să venim să facem o pauză, să facem un duș, să ne schimbăm de haine, să ne relaxăm puțin și după să mergem și în oraș să mâncăm. Ideea este că fața mi-e ok, sunt puțin roșii aici, dar e ok. Însă, zona aceasta și brațele, vedeți și voi diferența? Și la brațe e cam așa. Deci eu nu pot să cred cât de tare ne-a prins soarele în condițiile în care am mers acolo la Hollywood Sign mai mult prin soare, că în rest la Griffith Observatory am fost prin înăuntru și un pic pe stradă, în rest cu Uber, dar ne-a prins soarele foarte tare și aici. Dacă feresc, nu știu dacă se vede pe cameră, dar aici am un punct alb din cauza la avionul de pe lănțișor. M-am bronzat cu avion. Și partea prostă e că de aici în sus sunt galbene, nu sunt roșii, culoarea mea, nuanța mea în sus. Dar da, foarte interesant. Dar știți care va fi partea și mai interesantă? Faptul că noi mâine plecăm. Zburăm spre România. Și o să avem bagaje și ghezdane foarte grele. Așa că va fi foarte interesant cu pielea asta, pentru că, ce să vedeți, și pe spate sunt la fel de bronzată ca aici și în spate e o dezordine cumplită pentru că trebuie să ne apucăm să ne facem bagajele. Și da, voiam doar să vă pun la curent că suntem niște pui la rotisor. Minunat! Vreo 2 ore jumate mai târziu ne-am pregătit și noi, am făcut un duș, ne-am schimbat, am stat un pic, am povestit, am căutat chiar și un restaurant, am găsit ceva drăguț și o să ne îndreptăm acum spre acel restaurant ca să mâncăm și să sperăm că este deschis și că nu trebuie rezervare, pentru că e ceva last minute, adică n-am avut timp să facem rezervări și alte chestii. Pur și simplu l-am căutat online, am văzut meniu, ne-a plăcut meniu, așa că ne îndreptăm spre acel local. Și o să vă arăt dacă este ceea ce am găsit și ceea ce ne-am gândit. O să fie foarte fain și bineînțeles o să vă arăt și vouă, așa că haideți. Da, s-au schimbat planurile puțin, pentru că unde voiam noi să mergem, aparent s-au citit niște detalii greșit și atunci ne-ar fi fost ok să mergem acolo. Așa că am venit în mall și ne-am așezat la, nu știu, ceva italian, cred, sau ceva de genul, dar nu mâncăm pizza, încercăm să ne luăm altceva. Așteptăm, am comandat mâncarea, ne-au adus ceva aperitiv înainte. Așa că da, dar suntem super mega înfumitate. Gata, a venit mâncarea. Mi-am luat aici un pui pe grătar, un pui de pui pe grătar. Și acolo este conopii de pane cu un sos special pe care îl folosesc ei aici în America. Iar fetele și-au luat niște boluri interesante, supă, somon acolo are Denny. Așa că da,
ne punem să mâncăm, că suntem rupte de foame. Fost eu comentată, dar să știți că a fost și foarte bună mâncarea. Gata cu mâncarea, am intrat într-un magazin să le cumpăr ceva rudelor de acasă, am intrat și să cumpăr și un magnet reprezentativ pentru mine, o să vi-l arăt când ajung la cazare și cred că cam aici o să se încheie seara noastră. Cam așa arată magnetul pe care l-am luat, îmi place pentru că este așa reprezentativ și legat de filme. Și partea bună este că are și un clește aici și pot să pun, nu știu, foaie sau ceva, o notiță dacă am nevoie pe frigider. E tare cute. Și cam aici se încheie acest vlog. A fost o zi lungă și astăzi să știți că am făcut mulți kilometri și sper că am surprins cadre care au prezentat interes pentru voi. Dacă ar fi să zic așa o părere finală despre LA, este că, mă rog, nu despre LA, despre Hollywood, pentru că ne-am stat în partea aceasta de Hollywood, în LA downtown, adică în oraș propriu zis, nu am fost, doar am trecut cu Uber-ul și atât. Deci am stat în Hollywood pentru că aici erau obiectivele principale pe care am vrut noi să le vedem, adică Walk of Fame, Hollywood Sign și Griffith Observatory, care a fost foarte frumos. Toate trei obiectivele au fost frumoase, însă, vă dați seama, este aglomerat, este oraș cu de turiști și trebuie să menționez faptul că sunt foarte mulți oameni ai străzii, sunt foarte mulți samsari, așa cum sunt și la noi prin România, pe marginea drumului. Sunt foarte mulți oameni care vând mâncare, băuturi, fructe pe marginea trotuarului. Unii sunt drăguți, alții nu tocmai drăguți. Am avut și experiențe așa mai puțin neplăcute cu oameni de culoare, ca să zic așa. Și cumva ne-a făcut să nu ne mai ducem toate planurile până la un sfârșit. Am renunțat cam la una, două chestii de pe listă pe care am mai fi vrut să le facem, dar am zis că nu le mai facem din cauza asta. Pentru că, cumva, nu știu, nu ne-am simțit în siguranță peste tot în oraș și atunci am zis mai bine renunțăm la anumite chestii și rămânem cu amintirile frumoase decât să facem o chestie și să avem după amintiri urâte. Per total, pot să zic că mi-a plăcut și nu prea. Pentru că odată au fost lucrurile astea, dar mai e și faptul că miroase foarte urât pe străzi și este mizerie. Am dat și de cartiere frumoase, ordonate, organizate, dar majoritatea locurilor de aici din Hollywood sunt așa și cumva experiența n-a mai fost chiar așa de plăcută. Însă, în rest, per total, a fost drăguț. Mâncarea, sincer să fiu, mi se pare așa și așa. Nu mi se pare că au varietate mare, mare de mâncăruri în meniuri, chiar dacă sunt multe restaurante. Prețurile sunt ok, puteți găsi și restaurante mai ieftine și puteți găsi și restaurante mai scumpe. Și cred că asta a fost comparația dintre cazarea aceasta cu cea din Las Vegas, v-am făcut-o deja. Iar dacă ar fi să mă refer și la o comparație legată de oraș și de ce am vizitat, cred că, nu că cred, suntem sigure că ne-am plăcut mai mult în Vegas. Și nu pentru că e vorba de Vegas, ci pur și simplu și acolo era foarte aglomerat, dar acolo era curat pe străzi, nu mirosea urât, nu știu, chiar dacă era foarte aglomerat, erau cumva lucrurile organizate. Acolo, chiar dacă n-am avut obiective foarte mari de văzut, totuși am văzut o grămadă de chestii super faine, super mișto și care ne-au impresionat până la urmă. Și cumva, da, mă bucur că am luat decizia să mergem și în Vegas. Pentru că inițial noi voiam să venim să stăm 5 nopți în LA. Mare greșeală, nu veniți niciodată să stați atât de mult pentru că nu aveți ce face. Bine, dacă vreți să vizitați mai multe părți ale LA-ului, da. Dar dacă mergeți doar într-o zonă, cum am fost noi în Hollywood, nu. Și atunci ne-am împărțit zilele și am stat 3 nopți în Vegas și 2 nopți în LA. Și a fost totul bine, per total. Am călătorit, ne-am făcut și dumbla asta, sper că ați văzut toate videoclipurile, toate vlogurile din vacanță și în cazul în care nu le-ați văzut, o să vă las eu în descriere un link sau chiar și un card aici cu playlist-ul cu toate videoclipurile acestea. Sunt tare curioasă unde ați călătorit voi vara aceasta, indiferent că ați fost cu Urgent Travel sau pur și simplu ați călătorit prin țară sau prin Europa, sunt foarte, foarte curioasă.
Și cred că o să închei vlogul aici, pentru că mâine dimineață noi o să zburăm spre România și atunci nu o să mai filmez mare lucru, pentru că o să avem un zbor foarte, foarte lung, cu tot cu escală, o să avem undeva la 21 de ore și atunci trebuie să am grijă cu bagajele, cu deplasările, sigur o să fie mare oboseală și vreau să mă concentrez pe asta. Dar vă mulțumesc tare, tare mult că ați participat și că v-ați uitat la toată seria aceasta din America. Mai am câteva videoclipuri care vor veni despre America, haul-uri cu ce am cumpărat, experiențe, costuri și așa mai departe. Și da, nu rămâne decât să ne vedem în curând cu un alt videoclip. Sper eu la fel de interesant și ca cele pe care le-ați văzut anterior. V-am pupat! Pa!